centrul vechi al capitalei, comercianții au expus diferite produse care chiar atrag privirile trecătorilor. Cine dorește să cumpere un cadou de iepuraș poate alege dintre produsele de îmbrăcăminte tradiționale, blănuri și bijuterii. Potrivit comercianților, doamnele și domnișoarele sunt atrase de diferite pietre care nu au doar rolul de a înfrumuseța, ci și de a proteja sau de a-ți purta noroc. Care sunt cele mai căutate astfel de pietre? Coralul, turcoazul, ochi de tigru, sunt multe pietre. Bijuteriile vi se par frumoase? Da, mi se par frumoase. Sunt ok. Mie îmi place. Am văzut că unele sunt făcute chiar și din pietre naturale. Le luați, dacă ați cumpărat, le achiziționați pentru cadouri sau pentru dumneavoastră? Eu am destul de mult acasă, dar le iau și pentru cadouri. De obicei, prietenilor mele le plac aceste... În ceea ce privește îmbrăcămintea tradițională, iile atrag privirile cumpărătorilor, însă doar atât se întâmplă, deoarece, deși prețurile sunt mult mai mici decât în mod normal, nimeni nu se îndură să și cumpere. Mai degrabă, turiștii străini ajung să achiziționeze o ie drept suvenir. Păi, destul de slab. Deci se simte că în lumea nu are bani și nu e vorba aia, că avem produse foarte frumoase și se cumpărea lumea, dar nu este bani. Am înțeles. Oamenii mai sunt interesați de porturile populare? Le cumpără? Da, da. Mai ele și străini. Am văzut că erați interesat de niște obiecte tradiționale. Cum vi s-au părut prețurile? Accesibile, da. Bune, nu sunt prețuri mari. Deși comercianții se laudă cu prețuri accesibile, iar cumpărătorii recunosc asta, târgul încă nu a fost luat cu asalt. Probabil lucrurile vor sta altfel în săptămâna mare, când producătorii vor expune ouăle frumos încondeiate și alte produse specifice sărbătorilor pascale. Cine dorește să facă un drum până la târgul tradițional de pe centrul vechi al capitalei, o poate face până pe data de 16 aprilie.